Universitarii sunt încrezători că duminică vor câștiga primele puncte pe teren propriu de la startul noului sezon. Având în vedere și meciurile noastre disputate cu ei de anul trecut, sunt niște orgolii și cred că vor veni foarte montați aici. Noi sperăm să ne ajute publicul și să vină în număr cât mai mare la sală și să reușim să aducem primele puncte pe teren propriu. Știu că va fi un meci foarte puternic, deoarece sezonul trecut Bacău nu a reușit să ia puncte împotriva noastră și o să fie un meci puternic și noi în legătură cu Bacău suntem, consider eu, puțin mai noi ca jucători. Avem un lot mai tânăr față de ei și asta e un avantaj pentru ei, că au experiență în Liga Națională, noi suntem mai tinerei. Dar vom încerca să luăm cele 3 puncte și consider eu că echipa noastră trebuie să se unească din ce în ce mai tare, pentru că abia ne-am unit în acest sezon. Cei de la Bacău vin după primele etape grele, n-au adunat niciun punct. Noi totuși am reușit să luăm 3 puncte cu Clujul și cu siguranță vor veni să câștige, să facă tot posibilul să câștige. I-am urmărit din cele 3 etape pe care le-au jucat, au o echipă omogenă, toți rămași de anul trecut. Față de echipa noastră, să spunem că ăsta ar fi plusul lor, omogenitatea. Și plus de asta au și jucători cu experiență mare în Liga Națională. Dar jucăm acasă și trebuie să facem tot posibilul să dăm totul să rămână cele 3 puncte aici. În cadrul etapei a 4-a din Liga Zimbrilor mai sunt programate următoarele meciuri: CSM Alexandria Dinamo București, HC Dobrogea Sud Constanța Steaua București, Politehnica Timișoara CSM București, Universitatea Cluj HC Buzău, CSM Vaslui Mina Orbaia Mare și CSM Focșani Potaisa Turda.